Piața financiară internațională, în principiu, m-a interesat de când eram tânăr, de pe băncile facultății. A fost o perioadă când m-am autoinstruit, dar și după asta a fost o perioadă de pauză în care nu am avut timp suficient să aloc segmentul respectiv și acum am hotărât pentru mine că am nevoie să studiez mai mult, să obțin mai multă experiență, mai multe cunoștințe și să reîncep tranzacționarea la un nivel mai serios. Și am hotărât să acumulez aceste cunoștințe frecventând cursurile de la Double Case. Foarte, să zic așa, informativă, din cauza că multe chestii nu am putut să le învăț singur acasă, de exemplu, sau autoinstruirea nu a cuprins multe detalii din care le-am prins aici și foarte informativă, aș putea spune. Chiar nu am avut nicio frică, poate să zic nici nu frică, dar o îngrijorare de-a mea a fost timpul suficient care trebuie să-l aloc pentru această activitate. Având un job de bază, e greu să împarți ziua în bucăți ca să-ți ajungă pentru toate. Adică managementul timpului, să zic, a fost o îngrijorare, dar frică cu siguranță nu, pentru că am făcut cunoștință cu Forex-ul mai mulți ani în urmă și nu există o frică. Cred că cursul o să fie un suport, dacă pot să zic așa, un suport pentru a-mi atinge scopul de a deveni trader, pentru că scopul de a deveni trader a fost unul mai din delungat, chiar dacă o perioadă am făcut pauză din lipsă de timp și alte motive, dar sper să mă ajute să îmi realizez planurile financiare și să devin un trader de succes. Cu siguranță va fi, chiar dacă suntem în proces încă de frecventare a cursurilor, dar deja văd o schimbare majoră în cunoștințele care le-am avut până și care le am acum. Prin informare și cunoștință. Deci comunitatea de trader dispune de experiență, în primul rând, și partajând experiența lor, noi culegem acele cunoștințe care sunt necesare unui trader pentru a-și atinge scopul, pentru a deveni de succes. Pot să zic cu siguranță că nu tuturor. În primul rând există o necesitate minimă de studii economice, aș spune, deci cei care sunt cumva legați de domeniul economic, financiar, poate financiar bancar, cred că sunt mai aproape de domeniu și cred că li este mai potrivită funcția de trader sau îndeletnicirea de trader decât alte domenii, nu știu, medicină, de exemplu, sau oricare altele. La fel, cred că cei care sunt mai aproape de domeniul informațional tot ar putea să aibă succes în trading. Aș recomanda, în primul rând, că tradingul poate să-ți asigure un nivel de venit suficient ca să te poți întreține și să întreții familia, adică poate fi tratat ca un job sau ca un salariu obținut din trading și standardul sau profitul care poți să-l obții din trading este semnificativ mai mare decât un job obișnuit la o companie sau chiar și aceeași afacere mică care o ai, trading-ul ar putea să fie mai profitabil și din punctul ăsta de vedere este mai atractiv, cred.